Îmi pare bine că te mai găsesc eu pe aici. Adineau, m-am întâlnit cu bijutier, care auzim că fi un mare amator din el cu diamant pe care să-l dăruiesc soției mitale, m-a rugat să-l vorbesc în mele lui și să spun care e unul dintre cele mai frumoase diamantele pe pământ. Diamant? Da, diamant. Nu, îți mulțumesc, dar nu e nicio dragă cu puterul ăsta. Diamant? Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Unde e înflăcărarea de adineaul? Trebuie să spun că mi-a dispărut acum câteva minute. Am început să am așa o fete principală și am zis că ar fi bine să cumpănesc mai bine chestiunea asta cu căsătoria înainte de a face pasul decisiv. Și în afară de asta, m-am gândit că n-ar strica să mi se tălmăcească un vis pe care l-am avut azi noapte și de care nu am vrut să nu. Știi și dumneata că visele pot fi uneori idoma unor oglinzi în care se poți vedea viitorul. Unde se făcea că mă aflam pe Conrad de pe Conrad? Și Conrad a spus că pădurea că a pus o pădurea că a treburi care mă rețin să te ascult. Și în schimb, nu mă prea pricep la vise. În ceea ce privește problema căsătoriei, ai la îndemână doi învățați, doi filozofi, vecinii dumneitale. Ei vor putea să spună despre căsătorie tot ceea ce se poate spune. M-am întotdeauna parte din două școli filozofice diferite, vei putea judeca cât mai bine părerile fiecăruia în parte. În ceea ce privește părerea mea, eu rămân la ceea ce ți-a spus Adineaul. Sluga dumneitale.